Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Altfel aici la Ști TV. În această după-amiază voi vorbi și aduc în fața dumneavoastră o tânără, puțin peste 30 de ani, vine din Brașov și este actiată după teatru. Așadar, actriță. Mihaela Mihai. Îi place să-și spună Mela Mihai sau prietenii îi spun Mela Mihai, deși e căsătorită și o cheamă Olteanu. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună mereu, ziua! Mereu zâmbitoare și pe scenă și în viața privată. Păi da, n-am probleme. N-am de ce să nu fiu. E mai ușoară viața așa, Mihaela? Cum așa? După așa o prezentare, numai puțin că trebuie să-mi revin. Normal că am zâmbetul pe buze după o astfel de prezentare. Ce am spus greșit? Păi nu e greșit, e fain. Ești, e plăcut să vorbească oamenii despre tine pozitiv. Dacă e frumoasă viața... Exact cu zâmbetul pe buze. Păi, da, e frumoasă viața, de-aia am zâmbetul pe buze. Am înțeles. A vorbit pozitiv. Probabil că tocmai aici am avut ideea când am denumit emisiunea Săptămâna Altfel. Pentru că cred că ne-am săturat de știri politice, de tumultul acesta cotidian și probabil că oamenii și noi avem nevoie și de modele. Poți fi un model. Probabil ești deja un model, chiar dacă ești la o vârstă, spun așa, fragedă pe scenă, pe scena teatrului. Păi nu e chiar așa de fragedă, mi-ar plăcea să fie. Am intrat la 18 ani adevărat la facultate, ceea ce putea însemna o vârstă fragedă, acum deja oricât aș mai dori eu să fie o vârstă fragedă. La puțin peste 30 de ani să ai jucate atât de multe roluri, m-am uitat pe un CV al tău din urmă cu vreo 2 ani acolo unde și spuneai că ai o vârstă, dar nu arăți. Spuneai tu despre tine, erau deja vreo 30 de roluri. La câte ai ajuns? Păi, sincer să fiu, nu mi-am numărat niciodată. Cred că mi-ar plăcea să fie și mai mult. Dar, evident, trăim în Târgu Mureș, adică nu e ca și cum ar fi București sau undeva unde există un resort de public mai mare, așa încât să spectacolele se joace mai mult. Așa că ele se... casează destul de repede, ceea ce e destul de trist pentru noi, că apuci să te atașezi ca și de copilul tău, ca și de... așa te atașezi de fiecare rol și atunci când se duce e destul de trist. Depinde foarte tare de spectatori cât țin în viață un spectacol. O să vorbim imediat și de spectatori și de telespectatori, pentru că îi transformăm în spectatorii voștri la teatru, pe cei care ne preiau îndemnul. Vreau să-mi spui de ce ai ales Târgu Mureș. Pentru că vii din Brașov. Foarte multă lume spune Brașovul a explodat, Brașovul are acum o altă piață și o altă viață. Unii vor să lase impresia că Târgu Mureșul este mai provincial deja decât inima țării Brașovul. Tu ai ales Brașovul, Târgu Mureșul. Păi am venit la facultate inițial. Am venit la facultate pentru că atunci când am dat eu admitere, admiterea la București s-a dat și la începutul verii și în toamnă. Și înscrierile începeau odată cu bacalaureatul, adică nu, ca așa se mai dădea din când în când, pentru să mai intre și cei care tot încercau și nu, că, normal că venea o fată de 18 ani. Și atunci am venit la Târgu Mureș, aici a terminat și o actriță care m-a ajutat pe mine și m-a ghidat și m-a pregătit pentru drumul ăsta, Viorica Geantă Chelbea. Și am venit, am călcat pe urmele ei și am venit și eu aici și mi-a plăcut foarte tare. Și nu zic chestia asta pentru că am terminat aici, dar n-am mai fost după aia dispusă să plec. Mi-a plăcut pentru că oamenii se ocupau într-adevăr de noi și mă simțeam în siguranță aici. Adică nu era așa... lucrurile nu se făceau atât de superficial, să zic, sau atât de în grabă sau în pripă. Se făceau mai aplecat, mai... Mai ardelenește decât la Brașov? Mai ardelenește. La Brașov nu e facultate. Nu știu acum dacă e, dar nu cred că e. Nu era. Era numai în Târgu Mureș și în București când am dat eu. Și în Cluj și în Iași, dar erau foarte la început. Dar după terminarea studiilor puteai să pleci. După terminarea studiilor l-am cunoscut pe soțul meu, pe Daniel... Și n-am mai vrut să mai plec. Adică mi-am asumat lucrul ăsta. Ar fi trebuit să aleg. Așa le-am pe toate darurile.
Le am pe toate și publicul sunt ok. sau nu ai și publicul? Pentru că publicul Târgu Mureșan este un public iubitor de teatru. Dar a fost o perioadă în care sălile erau goale. Am vorbit și cu alți colegi ai tăi, nu prea mergea pentru că nu prea aveau Târgu Mureșenii la ce să mai meargă pe la teatru. Da, asta ar fi foarte interesant de discutat și eu zic că e o discuție care se află cumva în ani. În sensul în care noi nu avem de unde să știm ce vor spectatorii. Noi spunem chestia asta, că asta are priză la public. Dar aș fi curioasă, chiar s-a dus vreodată cineva prin piață, pe la oameni sau, nu știu, pe stradă? Tu cam ce ți-ai dori să vezi pe scenă? Și omul ăla, dorința lui oare poate fi... Adică e foarte greu să întrunești toate poftele. Cred că trebuie să existe o chestiune de conjunctură și de atenție cumva la toate planurile, în sensul că de foarte multe ori mi s-a întâmplat că am văzut regizori sau eram în niște proiecte care considerau spectatorii niște mai proști, să zic așa, în sensul că trebuia să le explicăm absolut orice și să le bagi degetele în ochii oamenilor explicându-le ce simte acum. Nu zic, e și asta o... Dar spectatorii nu sunt așa. Spectatorii formează o comunitate, cel puțin ăia când se adună, pardon de cuvântul ăia, cei care se adună în sală la o reprezentație, formează involuntar o comunitate, adică stau împreună în aceeași sală timp de o oră jumate, aplaudă împreună, râd împreună, pentru că se și molipsesc lucrurile astea. Și atunci tu trebuie să fii, să ai un punct, un numitor comun și să-l oferi unui alt numitor comun. Și asta cred că ține de o generozitate care e necesară artiștilor. Publicului e necesară? Cum găsești tu publicul de la Târgu Mureș din perspectiva aceasta? E generos? Nu știu foarte, având în vedere că eu, după ce am terminat facultatea, m-am angajat aici la Teatrul Național, nu prea cunosc publicul din alte orașe, numai din festivaluri, care e un public aparte, publicul de festival. Acum cu proiectul ăsta, cu Punct Triplu, al lui Bogdan Georgescu, am jucat, datorită faptului că e în colaborare cu Fabrica de Pensule, cu Colectiva din Cluj, am jucat la Fabrica de Pensule de acolo și să zic că pentru prima dată când m-am întâlnit cu un alt gen de public, dar ăla e chiar alt gen de public, adică sunt spectatori, majoritatea tineri și foarte, foarte alternative, așa, foarte incisivi, foarte... Adică publicul de acolo e format mare parte din artiști, vizual sau... Hela, ești o profesionistă în teatru, da? Ai absolvit o facultate, muncești în teatru și declari în aceeași scrisoare de intenție, CV, nu știu cum să o prezint, că ești amatoare de teatru pe orice scenă. Amatoare în sensul bun al cuvântului, în sensul că ai mânca teatru pe pâine. Eu cel puțin așa aș înțelege. De unde plăcerea și de unde atracția spre scenă și spre teatru? Trăiești totul ca un teatru? Eu nu, de foarte multe ori, nu mai știu exact cine spunea, cred că un scriitor spunea că oamenii scriu, sau, dar era, se referea la scris, oamenii scriu din nevoia de a-și forma o altă viață, din nevoia de... la început cred că asta m-a atras, pentru că eram la o anumită vârstă când teribilismul adolescentin te năpădește și cred că asta m-a atras. După care am început să-mi asum și nu e o altă viață, e aceeași viață, numai că are mai multe leiere, mai multe straturi. Nu cred că... E o părere formată, așa, am tot auzit chestia asta, că jucați mai multe personaje, sunt mai multe... Nu e același eu, dar îmi pus într-o altă situație. Cu, da, evident, într-unele apelând și la, nu știu, moațe, păr întins, farduri, dar în general nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu alt om pe scenă. Omul e același, nu? Practic demontez ideea celor care spun am jucat un rol un an de zile și sunt atât de marcat încât nu pot să mă desprind din acel personaj. Te poate marca, dar
Da, eu zic că lucrurile se termină odată cu aplauzele sau cu repetiția. Da, lucrurile se termină și acolo vine viața ta din care te poți hrăni. În sensul, sună ciudat, te poți hrăni. Te poți alimenta. Pentru că dacă nu ai una, nu poți să o ai pe cealaltă. Eu așa cred. Adică eu așa funcționez. Spuneam înainte emisiunii că, avându-l aici pe Ceaba Ciugulitu, înainte am vorbit și cu el și am ridicat o întrebare pe care acum vreau să o deslușești tu în măsura în care poți. E simplu, cum e viața actriței? Cum e viața femeii în teatru? Femeia de teatru? Nu știu exact cum să mă exprim. Cum e viața particulară a femeii în teatru. Cred că am înțeles. Nu știu dacă există un specific sau, mai bine zis, meseria mea, care nu e o meserie, nu, e mai îndreptată către artă totuși, necesită ușor mai multă implicare umană din partea mea. Și atunci ai avea falsa impresie că în viața de zi cu zi nu-ți mai rămân aceleași resurse. Nu, din contră, așa cum spuneam și mai devreme, cred că se hrănesc una pe cealaltă. Iar vis-a-vis de întrebările gen, nu acum că mi-ai fi zis-o tu, dar încerc să... Vis-a-vis de întrebările, bărbatul tău nu e gelos pe o altă Da, pentru că pe legătură? scenă nu neapărat legătură, joci un rol, iar rolul acela presupune Da, e un sentiment. inclusiv contact fizic, o sărutare, o... Contactul fizic, emoția pe care o transmiți partenerului, spectatorilor, și așa poate să fie și bărbatul tău în sală, Absolut. e un sentiment care vine din tine și care nu-i specific pentru cineva anume. Adică eu sunt responsabilă pentru toate sentimentele mele și asta, apropo de contactul fizic, e foarte ciudat pentru că niciodată nu o să-ți poți privi partenerul altfel decât ca energie, ca emoție pe scenă. Nu se întâmplă, de-aia n-am văzut niciodată o chestie fiziologică pe scenă, în sensul că, nu știu, dacă era un el și o ea, n-am văzut o continuare niciodată. Pentru că nu, n-ai cum, Și cum în nu... lumea filmului, în lumea hollywoodiană, sunt probabil și pentru marketing, dar sunt care au rezistat și după ideea de Da, e marketing, altceva. cupluri apărute. Se leagă, dar pe scenă, apropo de contactul fizic, în sensul că pe scenă nu poți săvârși un contact fizic. Never, ever. Adică nu Bine, eu există, mă referam nu simți la nimic, o îmi pune. sărutare, o atingere, În o... culise poate, în culise poate, după ce se termină repetiția, Nu, dar dacă când așa e ești rolul, expus, așa e rolul. da, Trebuie dacă așa să-l e rolul. săruți pe Adică partener. poți simți chimie față de partenerul ăla, dar nu când ești în repetiție Îl sau în privești ca pe un spectacol. obiect. Sau... Da, e altceva. E un cerc închis. Și e simplu O emoție care să trăiești în acest cerc închis? poți să o duci după aia în viața de zi cu zi. Există tentații, există acum fiecare cu rațiunea lui, adică există o chimie acolo Da, eu întrebam care se poate dincolo. perpetua. A pune la o parte tentația. Poți să trăiești refuzând să mergi mai departe de rol. E Da. simplu? E greu? E foarte simplu. E foarte Cum? simplu. N-are. Tentația nu e mai mare decât ar fi la o ospătăriță, în momentul în care servește pe cineva și îi place cum îi zâmbește, cum îi lasă bacșiș. Mă rog, adică există tentații în orice meserie. Nu e ca și cum ele ar trebui transmise. Cred că depinde foarte mult de fiecare femeie. Și cred că, apropo de femeia în teatru, aici cred că o ușoară altă problemă a femeilor în teatru. Nu atât chestia de expunere, cât faptul că în dramaturgia, nu numai contemporană, în dramaturgie în general, nu există roluri pentru femei Rolurile foarte... importante și rolurile puternice sunt de bărbați. Da, nu numai, adică există și pentru femei, slavă Domnului, s-au mai scris câteva și pentru femei, pentru că femeia e mai complexă, să zicem, adică așa îmi place mie să cred. E mai ascunsă, nu întotdeauna
așa și atunci nu întotdeauna pune pe tavă. Și cu toate că eu, s-ar putea să fie invers, dar aici ar fi o altă discuție, mamă cât gesticulez, aici o altă discuție pe care probabil n-avem timp să o... E greu pentru o femeie să evolueze ierarhic, mă refer, și să prindă ulterior multe roluri într-un teatru pentru o actriță care vine din facultate. E mai greu să se afirme o actriță decât un actor? Poate e puțin mai greu, dar nu știu dacă de afirmare neapărat, cât de continuitate, în sensul că femeia are vârste. Și după ce ai jucat, după ce intri în teatru și ai jucat tinere, pe toate, inocente sau... Așa, după aia urmează o pauză, un hiatus, după aia iară sunt roluri la 40 de ani, după aia iară sunt pe la 60 de ani, adică pentru femei e mai sinuos drumul ăsta. Desigur, s-ar putea să ai și noroc, depinde foarte tare cum arăți, cum te întreții, pe ce vrei să mergi, cine are încredere în tine și cum vrea, cum te vede, cum, pentru că dramaturgul poate a făcut un rol, poate a scris un rol care necesită numai asta și asta, dar poate să vină regizorul care vede altceva și atunci se combină niște lucruri și te convinge pe tine și tu te schimbi ca înfățișare, să zicem, sau ca energie, sau, spre exemplu, eu acum, în paralel, am mai multe spectacole, dar am două roluri cumva la contrapunct. În Căsătoria joc o femeie și în Madame Recamier sunt o fetiță. Și acum depinde de tine câtă provocare și cât... La un moment dat îți spun sincer că m-am plictisit ușor să joc fetițe și să... Pentru că... Dar și din cauza mea, pentru că pe toate le făceam la fel, adică cu o voce oarecum alintată și puțin mai subțire și... Bine, acum, nu, prost. Dar... și nu, e... E fain că, în fond, oricum ești acolo și se vede ce ești, cine ești. Care au fost sau care sunt rolurile care crezi că te prind cel mai bine? Până acum, ce ai jucat și de acum încolo ce ai vrea să joci? Mi-ar plăcea foarte tare să știu să răspund la întrebarea asta. Nu știu să răspund la ea pentru că, tocmai spuneam, cred că pe la început, că pentru fiecare e, investești. Investești în fiecare. Evident, unele te prind mai tare, există... Teatrul oricum e o meserie subiectivă, e o meserie de chimie. Cam în toate de toate prinzi drag, adică eu, cam de toate prin drag. Desigur, unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, sunt tentată să-mi placă alea mai mari, dintr-un soi de orgoliu, pentru că-l avem. Dar, nu, pe de altă parte sunt și alea mici, la care la fel, și atunci de-aia îți spun că nu știu exact să-ți răspund la întrebarea asta. Pot să-ți spun că mă bucur foarte tare de întâlniri și sunt întâlniri la care ții mai tare, pentru că îți spuneam că e o chestiune de chimie, care îți rămân și sunt întâlniri care nu îți rămân, dar n-aș vrea să le numesc, că nu-i fair. Iar în viitor, ca să încerc să răspund așa și la până partea la a doua... viitor, spune-mi-le cele care rămân. Măcar vreo două, trei exemple. Nu, tocmai ți-am spus că nu de e fair. De întâlniri care rămân, nu celelalte care nu. Nu. Okay. Nu e ok. Adică nu e fair pentru că e o chestie foarte intimă, în sensul că îți rămân de la un om, de la o întâlnire, partener, habar n-am, orice e important, și scenograful, și cum era lumina pusă. Așa contează, îți rămâne ceva ca în viață, adică îți rămâne o fostă iubire, îți rămâne în minte mai mult decât celelalte, dar nu e fair să vorbești despre asta, să-i vorbești actualei, știi? Mi-amintesc că... Bine, mai fac și gafe din astea. Dar iar în viitor, tot asta mi-aș dori. Să fie cât mai multe întâlniri care să aibă chimie. Să aibă acel ceva, scânteia aia, care e puțin nu deasupra... Nu dorești un personaj anume? Un autor
Anume. Păi degeaba mi-aș dori un personaj anume dacă ar fi cu un regizor sau cu un partener cu care n-aș avea chimie sau ceea ce se întâmplă destul de greu, adică cumva și castingurile se duc în zona aia. Tu vezi la un casting dacă ai chimie cu omul ăla și dacă ție îți place atunci și dacă, nu dacă, pentru că actori suntem cu toți, eu, dacă mă duc la un casting nu dau examen de admitere, sunt deja actriță, sunt, nu mai, emoțiile nu mai sunt în sensul ăla, ci să văd dacă întâlnirea aia poate crea ceva, poate genera ceva sau nu. Nu e o chestiune de talent sau de cât de bun sunt. Este o chestiune de subiectivitate, subiectivism. Bun. E greu. Înțeleg că e greu. E plăcut, dar e greu. Te întreb, totuși, dincolo de nebunia adolescentină, ce te-a determinat să alegi lumea aceasta? Păi asta m-a determinat. După Păi aia atunci nu știai. după aia am început. Atunci nu știai că e așa. Păi nu știam că e așa. Cine? Nici acum nu știu cum e, că Probabil că dacă aș atunci, ști m-aș atunci lăsa de doreai să fii o meserie. prințesă și să apar pe scenă să te aplaude lumea. Nu, sincer, îmi doream roluri de băieți, că mi se părea că e mai cool așa. Da, se naște și un egoism în sensul că îți place să fii aplaudat. Dar e pe timp, adică noi știm oricum foarte bine ce ai simțit, ce s-a întâmplat, cam cât puteai, cam cât n-ai putut, cam cât ai greșit. Și atunci aplauzele rare ori te surprind. Și ca să revin, să încerc să-ți răspund la întrebarea ta, nu știu cât de mult știam la început ce mă va aștepta. Și cu fiecare proiect care începe e o nouă provocare și încerc să descoper noi lucruri. Nu încerc, uneori chiar le descoper. Și uneori mă surprind că, uite, asta nu știam. Și mi s-ar părea foarte trist să știu ceva de la început. Adică întotdeauna e o mică parte pe care nu o știu. Spunea Și Stănescu care. un lucru în linia aceasta, să te ferești să știi totul prea repede ca să ai la ce visa. Da, exact. Și cred că în momentul ăla când tu știi foarte bine ce te așteaptă sau care sunt coordonatele tale sau care sunt traseele în viitor și da, îmi doresc să joc Julieta, că știu sigur cum va fi. Nu, depinde foarte tare. Suplinesc aplauzele sub finanțarea din teatru, din cultură, pentru că nu aveți salarii care să vă scoată din zona boemului. Actorul, în continuare, e în România boemul. Da. Cel puțin așa mi-a reieșit mie din discuțiile cu colegii tăi. Da, în sensul că nu avem niște salarii foarte mari, dar Exact. nici profesorii nu au niște salarii foarte mari, din nefericire. Adică, în momentul în care eu nu știu foarte multe, nu sunt foarte ancorată în social, să zic așa, eu trăiesc și datorită soțului meu ok, adică n-am probleme financiare, n-am. Mă rog, mari Bun, dar întrebarea era sau să alta. mor de foame. Aplauzele suplinesc lipsa aceasta a Nu banilor? aplauzele, cred că dorința către ele. Aplauzele sunt un rezultat și da, te încălzesc. Dar dorința aia te face să mergi tot timpul și e ca un soi de viciu care odată intrat destul de greu renunți la el și nu văd de ce ai renunța. Adică dacă lipsa banilor ajunge să fie așa o problemă, cred că poți să renunți și te duci, sunt o grămadă de alte joburi. Nu-i, acum nu, să nu se înțeleagă greșit, nu sunt de acord cu lipsa banilor și nu. Desigur, mi-ar plăcea ca meseria asta să fie plătită, dar din câte am observat, apropo că nu sunt ancorat în social, dar din câte am observat, în România nu prea există o strategie de educație, de cultură, de. Și nu prea Nu sunt prea. plătiți cei care lucrează, nu? Da, nu prea. Aici, știi, apropo de. Da. Apropo de copii, e ca și cum. Nu știu, aș vrea să-mi educ copilul, dar
din nefericire îl înțeleg și pe profesorul ăla care câștigă mult mai mulți bani ca babysitter în Anglia și atunci chestia asta mi se pare foarte tristă. Cultura nu produce bani. E o chestiune pe termen lung. Așa cum tu faci un copil, nu produce bani. Până la 18 ani investești în el. Habar n-am, dacă vezi la un moment dat că nu ți-a ieșit bine, cum s-ar putea să nu iasă un spectacol, nu-l iei și-l arunci pe geam. Adică n-ai cum să știi când ai născut un copil că copilul ăsta, tu când vei avea 40 de ani, te va îmbogăți. Nu gândești așa, că nu... Și așa și cu cultura. E destul de greu ca ea să producă bani, dar poate, desigur, și să producă bani. Dar trebuie multă încredere și răbdare și aplecare către toate lucrurile astea. Ori nu prea cred că există. Și atunci asta se vede și la salariile noastre. Adică, da, avem salarii mici, mă rog, mici în raport cu ce? Mici. Cu prețul pieței. Da, mici. Cu coșul zilnic, în raport cu asta. Mici. Că la asta e nasol când ți-e foame și tu trebuie să te miști 4 ore. Pe de parte. Pe de altă parte, și oamenii care stabilesc salariile, care eu nu știu cine sunt, nu cred că e o instituție, cred că sunt mai mulți oameni. Adică, așa, nu știu cât de multe știu și cred că ar trebui să pornească și de la ei. Cumva chestia asta, ca după aia să vină și de la noi și să fie așa un cerc. Am o problemă cu cercurile azi. Da, Mihaela, lucrezi într-un teatru de stat, cum ar veni, teatru național. Da. Sunt foarte multe apărute în ultimii ani teatre alternative, teatre particulare. Pornind de aici, vreau să-mi spui, pe de o parte, care consideri tu, din perspectiva tinereții cu care vii în teatru, că e menirea unui teatru național, pentru că vorbeai înainte despre îi dăm publicului, pentru că noi credem că asta trebuie să primească și asta își dorește, dar el vrea altceva și poate de aici nu vine în sală, în comparație cu teatrele particulare, teatrele alternative, unde rolul educativ de multe ori dispare. Și sunt piese de ultim moment, care însă nu sunt accesabile tuturor. Teatrul independent există în sine, în sensul în care e imposibil dacă există un teatru de repertoriu să nu existe și un teatru independent acum. Dar teatrul independent are, din nefericire, are mai multe, adică nu are o grilă. N-aș putea să vorbesc foarte multe despre teatrul independent, mi-ar plăcea, dar nu sunt foarte bine documentată. Dar teatrul independent nu are o grilă anume, în sensul că sunt grile diferite, dar și abordări diferite. Funcția educativă a teatrului există și teoretic ar trebui să existe foarte mult, mai ales și la un teatru independent. Din nefericire se formează... Teatrele independente vor să supraviețuiască și atunci vând ceea ce cere piața. În timp ce un teatru ce național... Piața? Și național ori trebuie să știe ce... De multe ori înjurături, de multe ori goliciune, ceea ce vedem și la posturile TV, la emisiunile de divertisment, adică o lume absolut reală, în timp ce în teatrele de stat, teatrele naționale, venim cu piese clasice, venim cu... Și cu piese clasice. Lucruri cu oarecare greutate. Și teatrele independente au oarecare greutate. Asta cu un juratul pe scenă, eu, evident că eu, odată ce eu vorbesc, nu cred că e o... Nu cred că e o problemă, în sensul că nu cred că denotă neapărat goliciune sau... Știu că n-ai zis asta, dar vreau eu să subliniez că... asta cu juratul, înjurăm și în viața de zi cu zi, adică dacă e musai să o faci, vorba ardeleanului, de ce să nu o faci? Că suntem pudici? De ce suntem așa de pudici? O faci, bine că o faci cu prietenii tăi, dar în general nu, că vezi, nu se face. Păi da, când nu se face, nu o fă atunci. Să revenim la teatrul independent, din nefericire, pentru că suntem foarte mulți care n-am reușit, sunt foarte puțini bani, oricum.
Atunci teatrul independent a devenit doar o altă aripă a teatrului de repertoriu sau, mai grav, lucruri, piese repetate o săptămână și susținute în crâșme. Ceea ce nu e foarte rău, dar și piesele alea de crâșmă ar trebui să aibă grilele lor. Eu aș face un festival cu piese de crâșmă. Ar fi foarte tare și cred că toți oamenii, ca să existe o anumită pretenție și o anumită sită pe care să... Că nu poți să ceri cu aceeași sită o piesă de sala mare, de cutie italiană, cu o piesă de crâșmă. E altceva când vorbesc cu tine la un metru și altceva când suntem amândoi în aceeași lumină și eu am lumina mea și tu ai lumina ta, e altceva când tu ai un pahar de bere în față. Sunt lucruri diferite, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui toate ridicate, adică toate să aibă pretenții de la ele însele și să fie cumva formatate. Pentru că divertismentul are, desigur, mai multe straturi, mai multe cerințe. Dar divertisment poate să fie și când tu nu râzi de ăla care e pe scenă, tu râzi de tine însuți. Dar nu știi asta. Numai după ce ai plecat, ți-ai dat seama, am râs de mine. Și ăla poate fi divertisment. Chiar dacă la un moment dat îți mai curge și o lacrimă, ceea ce, wow, e foarte greu să faci în teatru. De asta zic că nu. Teatrul independent, de fapt, nu-i diferit. Și mai ales acum, spre exemplu, la Teatrul Național din Târgu Mureș, există sala parking, există și sala mică, există și sala mare. Normal că nu e același repertoriu și prin sala parking poate fi un repertoriu de teatru independent. Și teatru independent nu înseamnă că nu joacă cu actori profesioniști. Adică era așa un soi de... Mie îmi place mai mult teatru independent. Da, dar n-am avut ocazia să-l practic, pentru că erau foarte mulți în trupa respectivă, care e o trupă privată, eu nu mă pot băga, atunci rămân cu... De-aia, cred că și până la urmă tot actori profesioniști jucau și la alte teatre independente din oraș, cel puțin. Bun, întrebarea mea pornea dacă nu cumva unul e teatru comercial, iar celălalt este, precum, televiziunea publică. O instituție în care vin puțini bani de la stat, atâți câți vin, dar trebuie să se facă mai multă educație. Comercial nu vreau pentru mine să aibă un sens peiorativ. În sensul că e foarte bine să faci lucruri comerciale, dar asta nu înseamnă că uiți niște lucruri principiale sau sita de care vorbeam mai devreme sau cui te adresezi. Poate fi, din nefericire, cuvântul comercial a ajuns să fie astăzi ceva, apropo că vorbeam, alternativa unui lucru solid sau... Nu, lucrurile solide și deștepte pot avea latura comercială. Da, ideal, eu sunt idealistă. Cum era pe vremuri cuvântul românesc de la business, adică marea bișniță. Da, exact. Și fiindcă am ajuns în zona aceasta și să nu creadă telespectatorii că am greșit cu titlul, vreau să ajungem în finalul emisiunii să vorbim puțin și de lumea cărților, pentru că te-ai implicat de ceva vreme într-un proiect diferit. Librăria GOG. Da. E o librărie vie, se numește GOG, după cartea lui Papini, era să zic al lui GOG. E în Teatru Ariel și împreună cu Gabi am și cu Oana, mai ales cu Oana Porav, am pornit de la... Aveam noi ideea asta, nu știu, să promovăm cărțile. Eu cred foarte tare că fără a promova o carte și să o vinzi. Da, e ok că împrumutăm de la bibliotecă, dar eu cred că scriitorii ar trebui puțin susținuți, în sensul că ok, eu scriu, foarte puțin scriitori trăiesc din asta, nu știu dacă sunt în România scriitori care trăiesc din faptul că ei scriu. Nu știu, sunt jurnaliști, sunt, ceea ce nu-i rău. Adică nu-i ca și cum dacă scriu, dar... Sunt, dacă ne uităm la unii care au primit drepturi de autor și public, să știe, sunt care trăiesc bine din scris. Da? Da. Așa, ca o sumă, 5 titluri, 1 miliard drepturi de autor,
pe lei vechi, e o sumă bună. E o sumă bună, dar ăștia sunt foarte puțini. Adică ideal ar fi să promovezi... Asta dându-ți un autor de la noi, fără să-i vin acum cu numele, un autor din, mureșan. De la, da, din da. Mureș. Doar atât, că e de limba maghiară. Foarte bine, bravo lui. Jos pălăria. Bun, mi-ar plăcea să-l cunosc și, voi, și să-l invit la mine la librărie. Dacă nu vine lumea în sală, Ariel. E ca și dincolo, în librărie. Dacă nu cumpără carte, o scrii degeaba. Dacă nu vine în sală exact. La voi, editura, jucați degeaba. Mai e o chestie pe care... cărțile au un preț fix. Adică ele vin cu un preț fix. Ele nu, librăriile nu își pun preț. Adică nu cred că există librării care își pun preț pe carte. Sau prețul este făcut de editură. Tu ai rabat din vânzări, în sensul că editura face o reducere pentru librărie. Dar dacă tu nu susții editura, editura nu-l susține pe autor și tot așa. Pe lângă asta, împreună cu Gabi Cadariu, e un proiect care se numește Hai să ne întâlnim la o carte, care se desfășoară în Teatrul Ariel cu librăria GOG, cu mine și cu Ana. Adică că librăria asta GOGA ne are pe noi două și care își propune să aducă autori și să facă întâlniri cu ei, întâlniri umane în care oamenii să vină și să-i cunoască fără să zicem așa, fără grila criticilor sau fără cu ajutorul lor, dar da, să-i cunoaștem pe între autor public. și om. Să-l cunoști ca om, pentru că și mai puțin ca scriitor. Sau, că după aia ai timp acasă când citești cărțile. Nu e un proiect comercial, tocmai de aceea vorbim despre el, că e un proiect cultural și pentru comunitate. E și motivul pentru care insist pe proiectul ăsta al vostru și vreau să te întreb, după aceste luni trecute de când există, care consideri tu că a fost impactul? Prinde la Târgu Mureș așa ceva? Sau avem doar un grup de persoane care se îndreaptă înspre această zonă? Pentru că a fost promovat și e promovat și în zona instituțiilor de învățământ, de unde ar trebui să vină tineri înspre librăria, biblioteca, GOG. Depinde foarte mult și de noi, cât umblăm și cât interacționăm. Noi am făcut niște întâlniri cu autori la care au venit oameni. Un grup, e adevărat. Dar nu era un oricum, grup restrâns. Oricum, nici sala nu permite sute de oameni. Da, evident, că e acolo o mansardă micuță, un cuib, așa, dar avem toată deschiderea din partea Teatrului Ariel, adică dacă vin tot foarte mulți oameni... Sala mare. Da, au venit, spre exemplu, la întâlnirea cu Iulian Tănase, au venit foarte mulți oameni și atunci am făcut-o într-o altă sală. M-am străduit cu Ana să aducem oameni. E adevărat că foarte mult funcționează și pe relații. Și da, eu îl cunoșteam pe Iulian Tănase și atunci, Iulian, te rog frumos, vino. Pentru că nu pot să ofer onorarii și altele. Și atunci merge foarte mult pe relații umane. Și scritorii sunt dispuși să vină la astfel de evenimente și vorbesc foarte, foarte greu despre ei și au nevoie de ajutorul tău ca mediator. Și aici, apropo, că mă gândeam la tine la începutul emisiunii, e foarte greu să fii pe partea aia în care pui întrebări și în care pentru că... E cel mai simplu să pui întrebări dacă ești omul simplu. Dacă ai invitatul și îți face emisiunea. Vorbește pentru că tu îl întrebi ceea ce vrea sau sper că asta ar vrea să te întrebe omul când se întâlnește cu tine. Și atunci e simplu. Nu știu dacă e chiar așa simplu. Mie mi s-a părut foarte greu să fiu pe partea cealaltă. Să pun întrebări și să aduc, pentru că oamenii au tot felul de blocaje. Nu trebuie să fie elaborat. Cred că asta e secretul. Trebuie să fii tu omul simplu. Și atunci, da, asta e... Și să pui întrebări, lucruri care te interesează. Și lucruri concrete. Exact. Pentru că asta e o problemă. Așa mă tot uit în jurul meu și tot aud. Și tot, sunt lucruri foarte puțin concrete și foarte puțin... Și noi, când ne întâlnim față în față, vorbim de foarte multe ori mai degrabă despre ceilalți sau habar n-am despre ce ne-am dorit să fim și frustrarea aia că nu suntem și foarte puțin de ce suntem și ce putem face și ce... Și ca să revin la proiectul cu întâlnirile cu autorii și mi-aș dori tot felul de evenimente și am o grămadă de idei și mai
o chestiune, că eu și Oana suntem și actrițe, între timp avem repetiții, spectacole. Mi-ar plăcea foarte tare să mai vină un om care să ne ajute și să vină mulți oameni care să ne ajute și să facem tot felul de am o grămadă de idei, nu știu, să fac un cerc de cititori, să fac un cerc de lectură pentru copii cu carduri, cu așa, în care habar n-am, la 10 întâlniri să aibă posibilitatea să-și ia o carte cu 10. Apropo, a venit odată un copilaș de vreo 5 ani și mi-a dat 10 lei, așa, dă-mi o carte. Și mi s-a părut, wow. Și asta pentru că a venit la 2 sau 3 întâlniri în care noi am citit povești copiilor. Știa ce carte vrea. Nu. Nu, știa doar că trebuie să-și o cumpere. Știa doar, nu știu, i s-a deschis pofta și responsabilitatea de a... Și se simțea foarte superior celorlalți că el a făcut chestia asta. Și mi s-a părut wow. Și Știi? asta pentru că i-am tot chemat și le-am citit Suntem povești. în finalul emisiunii, trebuie să Deja? ieșim, da? Au trecut minutele noastre. Îți mulțumesc, dar nu pot să nu le spun telespectatorilor că ceea ce ai spus acum în final poate fi și de foarte bine și de foarte rău. Pentru că am auzit cazuri în care avem snobii noștri, și noi în județul Mureș și România în general, și cumpără cărți fie la culoare, fie la kilogram, Mai fie la e bine și legătură. așa atâta timp cât le cumpără. Acum, editurile că girează, tot Mulțumesc așa tare mult, există. Mihaela, și Plăcere. succes pe mai departe. Sper să te vedem în cât mai multe piese. Și De eu. ceva vreme sunt multe piese la Național și o spun de câte ori am ocazia să stau de vorbă cu voi, că s-a schimbat mult foarte bine instituția aceea Așa e. și are din nou public mult și zic eu generos. Mulțumesc mult, stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care cred că ne-ați urmărit. A fost alături de mine Mihaela Mihai, actriță la Teatrul Național din Târgu Mureș. Vă mulțumesc încă o dată și ne vom revedea miercuri. Până atunci, numai bine!